Premierul Ludovic Orban a anunțat că odată cu intrarea în vigoare a noii legi, legea carantinării, se vor lua toate măsurile necesare pentru lupta contra COVID-19. Deciziile ar urma să fie luate în cadrul unei ședințe a executivului. Obiectivul nostru este acela de a utiliza de toate pârghiile instituționale pe care le avem la dispoziție pentru a stăpâni, pentru a ține sub control epidemia, pentru a reduce numărul infectărilor. Imediat ce intră în vigoare legea, vom stabili toate măsurile și toate acțiunile necesare care sunt permise de noua lege, astfel încât să luptăm eficient pentru apărarea sănătății și vieții românilor. Nu ne dorim să impunem nicio nouă restricție suplimentară, nu ne dorim să mai luăm măsuri care să aibă efect negativ asupra economiei. Întrebată dacă s-ar putea reveni la o nouă stare de urgență în august în România, premierul a evitat să ofere un răspuns concret. Sunt mai multe prognoze care au fost făcute încă de la începutul epidemiei. Mi-aduc aminte de prognoze extrem de pesimiste privind România, care dădeau niște cifre pentru aprilie-mai, care nu s-au confirmat. În ce ne privește, pe noi ne facem datoria. Toate instituțiile, autoritățile, toate structurile aflate în coordonarea guvernului și specialiștii care se luptă în prima linie își fac datoria și iau toate măsurile care sunt posibile legal. În ceea ce privește aceste măsuri, cred că ați constatat o intensificare a prezenței pe teren a tuturor echipelor de control din cadrul tuturor instituțiilor care au atribuții de control. Marți, cel mai probabil, va avea loc o ședință a executivului pe această temă.